15 lucruri șocante despre corpul uman despre care probabil nu știai. 1. 50% dintre femei au un al patrulea receptor de culoare în ochii lor, față de 3 receptori, cât și sunt în mod normal. Acest lucru le face să poată distinge mai multe culori. 2. Omul este singurul mamifer care nu poate înghiți și respira în același timp laringele oamenilor, este mult mai mic în comparație cu al altor animale. Acest lucru permite, însă, ca vocea umană să aibă o rezonanță mult mai mare, ceea ce ne permite să emitem o mai mare varietate de sunete. 3. Pot trece între 4 și 15 luni până când vasele de sânge să se recupereze complet în urma unei insolații, nu mergeți afară fără protecție solară. Corpul se recuperează extrem de greu în urma unei insolații și poate dura peste un an pentru a-și reveni complet. 4. Picioarele au peste 500 de glande sudorit pare și pot produce chiar și jumătate de litru de sudoare pe zi. V-ați întrebat vreodată de ce șosetele miros mult mai rău decât orice alt articol vestimentar după ce sunt purtate? Acesta este motivul. 5. Unul dintre motivele pentru care nu poți deschide ochii când strănuți este pentru că strănutul depășește 100 mph, 160 de km pe oră, deci te rugăm nu încerca să deschizi ochii în timp ce strănuți. 6. Atacurile de cord e cel mai probabil să se întâmple lunea. Un studiu de 10 ani realizat în Scoția a constatat că 20% dintre atacurile de cord se întâmplă în zilele de luni. Cauza ar putea fi băutura, stresul sau nefericirea de a te întoarce înapoi la muncă. În orice caz, asigurați-vă că aveți un stil de viață sănătos. 7. Fiecare jumătate de kilogram luat în greutate, determină corpul să creeze 11 milioane de noi vase de sânge. Dacă v-ați întrebat vreodată de ce există o legătură strânsă între obezitate și bolile de inimă, acesta reprezintă unul dintre motive. 8. O persoană mănâncă în medie 50 de tone de produse alimentare și 11.000 de litri de lichide de-a lungul vieții, pentru a se siza cât de mult mâncăm de-a lungul unei vieți. Ne putem gândi că un om mănâncă echivalentul în aliment al unei balene cu cocoașă. 9. Acidul produs în stomac este suficient pentru a dizolva lame de ras, gândiți-vă cât de greu este pentru mucoasa stomacului să-și revină. 10. Dacă ai putea întinde toate vasele de sânge ale unui om, ai putea înconjura planeta de două ori. Asta înseamnă aproximativ 96.000 de kilometri. 11. Suprafața unui plămân este egală cu cea a unui teren de tenis pentru a oxigena destul corpul. Suprafața plămânilor trebuie să fie maximizată, ca ei să poată găzdui cât mai multe vase de sânge. 12. Oamenii pierd aproximativ 60.000 de particule de piele pe oră, nu contează cât de bine hidratată este pielea, deoarece în mod constant vor exista celule moarte care se vor regenera de la sine. 13. Toate persoanele au un parfum unic, iar persoanele din familie au un miros asemănător. Mirosurile sunt destul de greu de identificat, deoarece ele reprezintă un mix între genetică, igienă și alte variabile. 14. Creierul uman poate stoca de 15 ori mai multe informații decât Enciclopedia Britanică. Estimarea actuală pentru capacitatea de stocare a creierului uman este între 5 și 100 de terabiți de stocare. 15. În fiecare an corpul uman înlocuiește 98% dintre tomii, dumneavoastră tu ai putea să simți și să crezi că arăți la fel, dar la nivel molecular ești o persoană aproape în totalitate diferită față de cum erai cu un an în urmă. Abonați-vă pentru a rămâne la curent cu noutățile, apreciați materialele actuale încărcate pe canal și ajutați cât mai multă lume să afle aceste informații, distribuind canalul. Multă sănătate!